Am aici un ceas NTP pe un afișaj de 8x32, la care am adăugat și partea de text deplasabil. Mi-a arătat decât data pentru moment, pentru că am schimbat tot față de proiectul anterior. În sensul că n-am mai folosit biblioteca FastLED, am folosit-o pe asta de la Adafruit, NeoPixel, Matrix Pixel, pentru că e mai ușor de controlat, sau cel puțin așa mi s-a părut mie acum. Și e cam ca ceasul de cu Max 7219, adică o oră și după aia deplasare de text. O să introduc și partea de date meteo, dar am zis întâi să văd așa. Deci am așa o oră de iarnă și de vară și mai am controlul cu biblioteca de calculează timpul de ora, de fapt, de apus și de răsărit de soare și atunci am două intensități luminoase, iar culoarea se schimbă după fiecare deplasare de text, deci acum este bleu și urmează să se schimbe imediat. Este alb. Am de data asta față de proiectele anterioare am băgat și alb. Deci am, de exemplu, am roșu, albastru, mov, verde, galben, bleu, alb și trebuie să mai fie o culoare. Deci galben, mov, și mov cred că mai este. Deci am făcut combinații între roșu, galben și roșu, verde și albastru, inclusiv albul, care e combinația celor 3. În cazul LED-ului ăsta adresabil 8x32, că matricea asta așa e 8x32. Și cum am zis, biblioteca Adafruit NeoPixel este mult mai și NeoMatrix este mult mai ușor de folosit. Am putut să mă complic cu stația metodă anterioară, dar azi e frumos și asta. Deci acum am alb și eu o să schimb culoarea în verde. Chiar dacă nu pare verde, este.